În această dimineață, la Câmpul Lung, pe stadionul municipal, au început meciurile etapei de zonă în campionatul național de fotbal junior la sub 15 ani. Primul meci s-a desfășurat între Dinamo București, Echipament Roșu și Sporting Turnu Măgurele. Favoriții întâlnirii dinamoviștii s-au impus cu un categoric 6-0, victorie obținută sub privirile jucătorului de la echipa mare a lui Dinamo, mușceleanul Mihai Popescu. Și tot în tribunele stadionului municipal s-a aflat și Laurențiu Diniță, fostul jucător de la Steaua și Sportul Studențesc. Al doilea meci s-a jucat de la ora 11 între CSS Dinicu Golescu Câmpul Lung, Echipament Verde Fluorescent și LPS Buzău. Meciul a început perfect pentru jucătorii noștri, care au obținut o lovitură de la 11 metri în chiar minutul 2. A transformat Orareș Cotănescu și CSS Dinicu Golescu a avut primul avantaj. S-a terminat în cele din urmă 2-1 pentru CSS Dinicu Golescu Câmpul Lung, golul victoriei echipei noastre fiind marcat de Mihai Voica. Al treilea meci al sesiunii de dimineață, cel dintre grupul școlar Agricol Nucet și Petrolul 52 Ploiești, s-a încheiat cu victoria ploieștenilor, scor 3-1.